Sfântul Nicolae Velimirovici, inima Marelui Post. Prima săptămână. Fiule, dă-mi inima ta, zisa Domnul, pilde 23:26. Mai presus de toate, gândește-te la Dumnezeu, că și Dumnezeu se gândește la tine mai presus de toate. Precum păstorul se gândește la oaia cea rătăcită mai mult decât la întreaga turmă, așa și Dumnezeu se gândește la tine, care te pierzi în păcat mai mult decât la toți îngerii cei din ceruri. A cugeta la Dumnezeu nu înseamnă a cerceta ființa lui Dumnezeu, ci înseamnă a cerceta și a afla ce așteaptă Dumnezeu de la om. Cel ce cumpără nuci nu caută la coajă, ci la miez. Asemenea și cel ce cumpără ouă, așiși de rașit, alte nenumărate lucruri din lume. Oamenii le caută pe cele nevăzute, nu pe cele văzute. Și Dumnezeul tău te judecă după inima ta. Prin coaja cea trupească, El privește în miezul tău, în inima ta și caută la inima ta. Fiul meu, dă-mi inima ta. În inima a pus Dumnezeu ziditorul temelia vieții. În inimă se zămizlește viața. Din ea purcede, crește și se îndreaptă spre mormânt și dincolo de mormânt. Oare cât prețuiește omul despre care toți spun e deștept, dar nu are inimă? Dumnezeu nu va cere de la el deșteptăciune, ci inimă, că s-a zis, ce este nebun lui Dumnezeu este mai înțelept decât toți oamenii. 1 Corinteni 1:25. Sau cât prețuiește omul despre care se spune, e bogat, dar nu are inimă? Oare își va duce bogăția în cealaltă lume sau o va dărui celui a cărui visterie sunt cerul și pământul și soarele și stelele și toate împărățiile știute și neștiute? Sau ce ajută omului puterea și frumusețea cea trupească? Oare nu întâlnim zilnic pe cei ce în tinerețe erau puternici și frumoși, iar acum sunt gârboviți și trași, se sprijină ori în baston, ori de mâna cuiva? Multora puterea și frumusețea cea trupească le-au slujit din nefericire la putrezirea inimii înainte de putrezirea pielii și a oaselor. Fericiți sunt cei ce din tinerețe nu și-au alipit inima de nicio frumusețe trecătoare și muritoare, ci de ziditorul lor, a cărui putere nu slăbește și a cărei frumusețe nu piere. La dragostea lor Dumnezeu va răspunde cu dragoste însutită și inima lor o va rândui Dumnezeu lângă inima sa. Postul înseamnă slăbirea legăturii inimii cu lumea și întărirea legăturii inimii cu Dumnezeu. Amintește și cugetă la aceasta în cea din tâi săptămână a postului mare. Întărirea legăturii cu Dumnezeu aduce bucurie în inimă. De aceea se citește la început din cărțile bisericești. Iată a venit vremea veselitoare a postului. Amintește-ți numele acelor mărimi duhovnicești care cu postul au slăbit legăturile lor cu lumea și au întărit legăturile lor cu Dumnezeu cel viu. Sfinții Antonie, Pavel Tebeul, Eftime, Axentie, Avramie, Sava, cel sfințit, Visarion, Vitale, Gerasim, Dar Iordan, Chiriac, Sihastru, Zosima, Hariton, Efrem Siru, Arsene cel Mare, Carion, Zaharia, Sava cel Sfințit, Simeon Stâlnicu, Șalipie, Onufrie, Pahomie, Petru și Atanase, Atoniții și toți cei dinpreună cu dânsii. Amintește și de Dumnezeu purtătoarele fecioare și femei, ale căror inimi au fost plinite cu dragostea pentru Hristos. De Sfintele Tecla, Xenia, Epraxia, Anastasia, Matrana, Sara, Maria Egipteanca, Pelagia, Taisia, Teodula, Vasilisa și cele dinpreună cu ele. Dacă sunt departe după loc și după vreme, amintește-ți de acele slăvite nume din neamul tău. De Sfânta Paraschiva, Sfântul Sava, Slava Serbie, Sfinții Ioanichie de la Deviși, Petru de la Corișa, Vasile al Ostrogului, Prohor, Gavril, Ioachim, Ioan al Rilei, Naum al Ohridei, Nectare al Bitoriei și mulți alții, sau cum ar fi sfinții noștri români, Nicodin cel Sfințit, Ioan de la Prizlop, Grigore de Capolitu,
Paise și Ioan Iacob de la Neamț, Germa și Casian din Dobrogea, Visarion Sofronie și Oprea, Iliore Sava Brancovici, Andrei Șaguna, Calinic de la Cernica, Ioan cel Nou de la Suceava și mulți alții care și-au sfințit trupurile lor și cu rugăciunile lor au sfințit țara în care trăiești. Ei toți au auzit acest glas care a zis, Fiule, dă-mi inima ta. Acelui glas au răspuns și inima lor întru totul au dat-o Dumnezeului și ziditorului lor. Amin.